Neața, dragilor, și bine v-am regăsit într-un nou vlog. Astăzi este sâmbătă și de ceva vreme ne-am propus să mergem să facem niște cumpărături pe care ne-am tot propus de multă vreme să le facem. În sfârșit ne-am organizat, este ora 10 și jumătate, am mâncat, ne-am spălat, ne-am schimbat, ne-am pregătit. Eu am pregătit pentru Aris, pentru pachetel, ca să spun așa, i-am pus aici în două caserole. Așa, într-una i-am pus fursecuri cu susan și într-una i-am pus căpșuni și pară, pentru că de fiecare dată când mergem la cumpărături nu știu cum reușim, cum facem, dar niciodată nu avem timp să mâncăm sau foarte târziu când suntem leșinați de foame. Dar știți cum e cu copiii mici, lor trebuie să le oferi de fiecare dată câte ceva de ronțăit și am zis mai bine să iau ceva mai sănătos de acasă decât să recurgem la tot felul de ciocolățele, dulcegărele pe care ele le-ar alege cu siguranță dacă am intrat în supermarketuri. Și atunci suntem gata, eu mai vreau să mai beau câteva guri de cafea pentru că m-am trezit la ora 8. M-am trezit la ora 8. Dar nu am reușit încă să-mi beau cafeaua. Am spălat husele de la canapele și le-am călcat de dimineață. Le-am spălat aseară, s-au uscat până acum de dimineață și le-am călcat, le-am pus pe canapea. Am făcut 5 minute de exerciții. Mi-am propus să fac, dacă nu zilnic, odată la 2-3 zile, câteva exerciții. Eu am o condiție fizică foarte proastă. Nu am făcut sport în viața mea. Am fugit mereu de sport. Niciodată nu... Nu știu, n-am fost motivată, deși nu-mi place cum arăt, dar niciodată nu am luat taurul de coarne, cum s-ar spune. Și acum mi-am propus, odată cu mâncatul ăsta mai sănătos și cu alegeri mai sănătoase, mi-am propus să și fac mișcare puțin în fiecare zi, sau mă rog. Și am făcut și eu și Călin. Mi-a zis Călin, aseară a fost foarte simpatic. Gata, de astăzi mai puțină carne, fără dulciuri, tot ce avem în sertarul de dulciuri să zboare, pentru că el este hotărât. A încercat să facă niște flotări cu Aris în spate și n-a reușit să facă mai mult de două, în condițiile în care el toată viața lui a fost sportiv, adică toată viața, până a venit în Germania, a fost sportiv, a fost călăreț de performanță, a făcut karate, era foarte bun la sport în general. Și a ajuns în punctul în care să nu poată să facă două flotări cu Aris în spate și chestia asta cumva l-a trezit la realitate. Aseară am și râs de el, a făcut undeva la 50 de abdomene, nu știu câte flotări, așa în reprize și era foarte determinat. I-am și spus, măi, orice minune ține doar câteva zile, nu am zis câte, pentru că să nu-l dezamăgesc și să nu-l, nu știu, să nu se simtă prost, dar sper să se țină, pentru că împreună cu siguranță am reușit mult mai multe. I-am spus, în primul rând, să facem alegerile astea pentru sănătate, lăsând la o parte condiție fizică, lăsând la o parte, nu știu, felul cum arătăm, că avem câteva kilograme în plus sau nu, sau pentru sănătate. Mișcarea este bună, iarna mai ales, el la serviciu mai merge foarte mult, nu face efort fizic, dar pedalează mult. Dar cu toate astea nu este suficient și eu de când am ceasul și telefonul cu aplicație, văd în fiecare zi câți pași am făcut, câtă mișcare și din păcate nu reușesc să închid decât cercul de ore în care nu dorm, nu stau efectiv. Și este mult prea puțin. Tocmai de aceea mi-am propus așa încetul cu încetul să încep. Astăzi am început cu 1 minut, 2, pentru că nu puteam să fac mai mult. Am ajuns la 5 minute. Sunt mândră de cât reușesc să fac. Mi-aș dori să pot să fac un antrenament complet de 15 minute. După aceea, cu timpul, poate 30, poate o oră, nu știu. Dar nici nu vreau să am pretenții prea mari de la mine, nu vreau să-mi pun țeluri foarte înalte ca să nu fiu dezamăgită. Dar lucrăm încetul cu încetul, ne organizăm și ne ambiționăm unul pe celălalt. Dar da, gata cu vorbăria, am să vă povestesc despre tema asta altă dată. Mai bem cafelele și pornim la drum, pentru că unde mergem este un alt oraș, dar este undeva la 90 de kilometri de noi. Mergeam foarte des când stăteam într-un alt loc unde am stat înainte, mergeam foarte des, aproape în fiecare weekend. Și ne-am hotărât, pentru că acolo sunt centre comerciale. Ne-am gândit să vă luăm și pe voi cu noi. Spune și tu, mami, bună dimineața! Nu închide fermoarul, închide-mă! Să închid fermoarul? Da! Gata cu vorbăria.
beau cafeaua și plecăm pentru că ne așteaptă un drum destul de lung. Am plecat într-un final, este ora 11:03, deși mi-am propus la ora 11 să fiu deja acolo, noi mai avem o oră de mers. Tocmai de aceea nu e bine să-ți faci niciodată planul, pentru că, bine, nu a fost nimic. Nu este ca și cum am avut o programare undeva și nu am respectat-o, pur și simplu am luat lucrurile ușor, s-au și jucat băieții până eu am pregătit, am strâns tot de prin casă. Și acum am pornit la drum, este ceață, că nu vezi în față la 100 de metri, nu? Cam așa. Da. Aris, unde mergem? Nu las, să cumpărăm căpșuni. Mergem în oraș să cumpărăm căpșuni. Dar, o perioadă acum, deși căpșunile nu sunt în sezon, nu știu de ce cere căpșuni. Am cumpărat de fiecare dată, mie nu mi se par ca un gust nici rău, nu pot să spun că sunt cum sunt roșiile, de exemplu, în perioada asta. Dar nu sunt nici grozave, adică e așa, un gust incert. Parcă ar fi, când, nu știu dacă vă aduceți aminte, când eram mici, erau așa la pliculeți prafuri de suc și combinam praful ăla cu apă. Na, cam așa au gust căpșunile acum, ca și cum ar fi sucul acela de căpșuni. Și, da, am plecat și ne auzim probabil de acolo. N-a vrut Aris la patinoar. A zis că este doar pentru copii mari. Doar pentru copii mari. Oh, și tu ești mare, așa. Categorita mare? Nu, eu dăm mie. Vezi? Este muștar. Este muștar, nu e nimic, mare. Așa se întâmplă când mâncăm. Nu suportă să murdărească pe mâini, pe haine, pe gură. Hai, mușcă. Mușcă. Cum e? Cintă cu brânză, un fel de langoș. Cintă cu brânză, un fel de langoș. Ceva am mâncat și la turcă, cum din asta și e foarte bună. Și baklava. Și ceai turcesc. Are ceva de acolo? Mai târziu, 5:20, am reușit și am luat nimic din ce ne-am propus. Pentru că magazine de pantofi, nimic. În afară de H&M erau foarte puține Vero Moda și nimic din ce aveam eu nevoie pentru o bluză mai elegantă. Și-a luat doar Călin câteva, o să vă arăt acasă, 2-3 bluze, de fapt un tricou și 2 bluze. Acum mergem la Mac pentru că Aris vrea o jucărioară. Nu am mâncat astăzi decât la micul dejun și a băut 2 Actimel și este foarte, foarte foame.
așa că ne îndreptăm spre Mac, ne oprim să ne luăm ceva rapid și după aceea cred că mergem spre casă. Nu știu, mami, dacă au mașinuțe la Mac. Trebuie să vedem ce jucărele au. Nu știm. Vedem. Dacă au pahare. Dacă au pahare, da. Vedem. Dacă au mașinuțe mici. Da. Sau mașinuțe mari. Da. Cireșe și cacao. Uai, wow, cireșe și cacao, nu cred. Danke. Bun apetit. Noua tehnică de a căra copilul când nu mai are voie teoretic aici. Am zis înainte de toate să vă arăt rapid ce am cumpărat, de pe unde am fost. N-am luat mare lucru, bineînțeles că așa se întâmplă de fiecare dată, te duci după ceva și iei cu totul altceva sau nimic din ce ți-ai propus. Săptămâna viitoare suntem invitați la o zi de naștere și am cumpărat pentru băiețel, mi s-a părut super tare ideea asta. I-aș fi luat și eu lui Aris dacă nu aveam deja un cort, dar da, este un cort, exact ce se vede în imagine, un cort și o lampă așa de camping, de, nu știu, mi s-a părut interesant. Și cred că o să-i placă și băiețelului la care mergem. Aici am luat pentru fetița verișorului meu, pentru că este nebunită după căței. I-am luat aici așa un cățeluș cu bol, cu os. Deci, practic, veterinar. Ea va fi medicul veterinar, se duce cu cățelul la doctor și așa mai departe. Aici am luat două body-uri pentru băiețelul la care vom fi nași. Mi-a plăcut că sunt din bumbac organic. Mă rog, au o calitate foarte faină și... sunt două în set, mai aveam nevoie de două body-uri, adică de un body, dar pentru că au fost la setul meu pe amândouă. Și aici am luat două perechi, dar îmi trebuie doar asta, de ciorapi lungi, mărimea 68-74, la fel sunt și ăștia dintr-un material foarte bun. Aici am luat un vaporab din acesta pentru atunci când cu eucalipt. Pentru atunci când respiri greu, când ești răcit. Aici am luat niște forme de silicon, o tăviță așa de silicon pentru mini muffins. Tu ce ai primit? Stație de pompieri? Da. Ok, vin imediat și la tine să desfaci, să ne arăți ce ai primit, bine? Da, după cum vă spuneam, am tavă de muffinsuri mari, dar pentru Aris cred că este perfectă mărimea asta. Nu pot să
păcat înăuntru. Te ajută tati, iubire. Te ajută tati. Te ajută tati imediat. Aici am luat... A, deci, după cum ați spus, aici tot ce este aici este combinat Penny, Acțion și DM. Deci, astea am luat de prin DM, astea de prin Acțion. Ați înțeles voi. Un kilogram și ceva de banane. Aici am luat să încerc pentru Mandy de la Pedigree. Nu am găsit de la firma de la care am mai avut înainte, de la Royal Canin, și am zis să încercăm și Pedigree. Este pentru mini, adult, sub 10 kg. Un ketchup, un lapte de soia, pentru că am descoperit că îmi place foarte mult cafeaua cu lapte de soia, mai mult chiar decât cu lapte normal. Am luat totuși un lapte de 1,5. Kiwi. Aici am luat unt de arahide, crunchy, îmi place la nebunie. Eu îl mănânc cu curmale atunci când îmi este poftă de ceva dulce și asta se întâmplă în fiecare zi, de două ori pe zi. Am luat niște mini cremuști așa de... ce sunt? De curcan și de pui. Și îi mai dau dimineața lui Aris. Am luat un Glade, pentru că am aparate și de la Glade și de la Eric. Și cel de Glade s-a terminat. Am luat un mango, cacao. Aici băieții și-au luat 6 iaurturi cu caise și cu căpșuni. O brânză din aceasta bulgăraș light. A ales-o Călin, vă vine să credeți? Mie nu. Și deocamdată cam atât. O să vă mai arăt ce am cumpărat de la galeria Kaufhof Karstadt acolo. Și Ari, săracul, este milă de el. Așteaptă să vină tati să-i disfacă stația. Pentru că de când am cumpărat-o și până a fost primul loc în care ne-am oprit și am luat-o, tot așteaptă să venim acasă să se joace cu ea. Haide, du-o în living, că vine și mami. Hai. Poți? Să vină în living. Da, iubirea mea. Am aprins pe. Super. Filmează-o. Filmez? Ce să tot filmez? Hai să vedem. Wow! Să vedem noi când te apuci să o montezi ce este înăuntru. Uite, aici am și o poartă. Da. Și un buton și se deschide poarta. Uai, de Nino, astea nu se pornesc. Nu se pornesc, ai dreptate, alea cred că sunt doar lipite. Da, așa este. Sunt foarte curioasă. Nu ce... sunt lipite, se construiesc aria. Hai să vedem dacă poate mai se deschide până vine tati, măcar un pic. Poți să aduci un cuțit, te rog? A, nu, nu avem nevoie. Uite! Wow! Stas! Asta ne trebuie noi! Deci sunt atât de obosită, de nu vă puteți imagina. V-am spus că m-am trezit la 8 azi dimineață și am făcut o grămadă de treabă pe acasă. Am umblat, mi-a arătat aplicația că am mers 7 km și jumătate. Nu am mers foarte mult, altădată mergeam într-o zi normală atât, dar, nu știu, probabil toată forfota din magazine și ochii în cap iarăși mă deranjează, nu mă dor ca de obicei, dar mă deranjează. Am așa o... Mami, asta trebuie lupte! Cred că da, mami, ai dreptate. Da, să lupte. Vă spuneam despre chestiile astea după ce a trecut Crăciunul, parcă, sau chiar prin vlogmăsuri, că are și fermă, are și parcare de mașini, are și aeroport și o grămadă și nu am loc efectiv cum să le depozitez. Și am urcat ferma și parcarea de mașini în pod. A rămas doar cu aeroportul și ce mai are pe acolo, traseu de mașini și așa mai departe. Și acum, colac peste pupăză, m-am mai ales cu altceva. Cu stație de pompieri. Bine, își dorea de mult stație de pompieri, la fel cum își dorește și stație de poliție, dar la aia am noroc că este din Lego și o demontăm de fiecare dată și o depozităm împreună cu celelalte Lego. Și acum se apucă să monteze, eu mă duc să bag cumpărăturile și ne auzim puțin mai târziu când ei au terminat de montat. Aveți, îmi dai, te rog frumos, placa asta mare, așa. Are sare treabă cu ușița aia care se deschide la buton. Azi e buton. Mandy este bucuroasă că a venit acasă. Și eu vreau să vă arăt ce am cumpărat rapid din galeria Kaufhof, pentru că nu sunt multe și să pot să le desfac pe etichetele. Am luat pentru Călin 4 perechi de șosete de la S. Oliver. Am să vă spun și prețul în cazul în care vă interesează, 9,95 euro.
Aici am cumpărat o bluză așa flece pentru Aris, cu glugă. Este faină pentru că are și bumbac, așa mânecile și partea asta de jos de la bluză sunt din bumbac și ea este așa dintr-un material foarte, foarte fain, pufos. Am zis că la primăvară, când nu va fi vreme de geacă, va fi vreme de bluză din asta mai grosuță și vestă sau chiar doar de bluză la grădiniță, să... Da, mami! Să o aibă. Este de la firma asta. Am văzut în galeria Kaufhof că sunt foarte multe. Până acum n-am cumpărat nimic de la ei. Nu știu să vă spun, dar pare ok. Asta a fost redusă de la 15 euro la 10 euro. Tot ce am cumpărat aproape a fost redus. În afară de șosete. Pentru mine mi-am luat aici un plover. Roz, așa fucsia. Foarte faină culoarea. Nu știu dacă mă prinde bine sau nu, dar... Asta e firma, nu o cunosc, la fel, nu știu, este numele L, mi l-am luat L pentru că este mai oversize, așa, L. De la 70 de euro, redus la 20. Și este foarte fain material în el, așa, nu știu, îmi place. Și mie, în general, îmi plac ploverele mai largi, oversize, nu-mi plac strâmte pe corp. Și acum începem pentru Călin, el și-a luat, v-am spus, trei chestii. I-am luat o bluză. Tot așa gen, vă dați seama, din material, gen plovăraș subțirel, firma Selected. Aveau chestii faine de la firma asta. Redus de la 40 la 28. Este negru simplu, nu are nimic deosebit, dar el nu are bluze negre, are toate culorile, dar neagră chiar nu are și... Erau pe toate culorile la genul ăsta, dar modelul ăsta, pardon, dar ne-am oprit la negru, pentru că negru merge cu orice. De la aceeași firmă, i-am luat un tricou, culorile sunt foarte faine, nu se văd prea bine în cameră. Așa, roșu, alb, albastru, de vară, este tricou cu mânecă scurtă. Am zis la vară cu tenis în picioare, cu blugi, merge super bine. Îmi place și gulerul acesta în forma asta. Bine, mi-e plac și în V și la baza gâtului oricum. Asta a fost 10 euro, redus de la 20. Erau reduceri foarte mari în galerie, să știți, dacă aveți ocazia și mai aveți ceva de cumpărat după sărbători. Și aici a luat o jachetă din bumbac khaki. Cu fermoar, și asta e de la 30 la 20, redusă de la firma de la care este și bluza lui Aris. Foarte faină calitate, să știți. Nu știu cum se va comporta la spălat, dar mă gândesc că ei nu au calitate reală la haine. Nu știu cât v-ați dat seama din tot ce v-am arătat, dar da, cam asta am cumpărat, nu mare lucru. Pentru cât am umblat și cât suntem de obosiți, pot să spun că ne-am plimbat degeaba. Și-a primit și o plasă din aceasta de purtat prin poșetă. Un turcoaz așa fain. Anunță vara. Și ne-au dat și reducerea astăzi la toate 20 de euro pentru la cumpărături de 100, la așa. A, și aveau reducere acum. Aveau doar astăzi reducere la accesorii și la ceasuri de 20%. Ne-am plimbat pe acolo, bine, la prețuri accesibile, nu vă imaginați. Am zis așa până în 150 de euro să luăm ceva. N-am găsit absolut nimic ce să ne placă. Să luăm. Așa că n-am mai cumpărat nimic până la urmă. Voi ce faceți? Cum merge treaba? Călin, muncă de chinez bătrân, lipește etichete. Aris, tu? Îți place ce ai? Acum o săptămână o să fie jucăria principală. Da, trebuie Lego să duc în Liza. Dar de ce? Lasă-l! Un buton. Așa, și acum vin băgate, pac, pac. Și-a pregătit deja aici două mașini de pompieri. Aici a avut inclus în set un elicopter. Mi se pare că este calitatea la fel ca și la aeroportul, ce l-am luat de la TK Maxx. Mai de mult. Și Călin spunea că se pot lega între ele dacă vrei, dar... Da. Aici se bagă ceva. Și acțibine auzi cum face el.
Doamne, doamne, stai să-ți dau păruțul ăsta din... Stai să pun, ia elicopterul și pune în parcarea. Ai parcarea, mami. Da? Uite, poți să-l învoți așa. Na, Mandy, pe cine ai auzit? Cine știe ce sunt? Așa. Ce face Mandy? Na, cred că o fi fost cineva din băgat în post revistă. Da, ziarele. Așa. Ce-i, mami? Aduc chisoala, că a venit posta. Cine a pus asta aici? N-a venit posta, mami. Eu. Bravo, pare cincio. De unde știu că acolo vine posta? El a pus asta? Da, el a pus. Și mai aveam niște... Aris, ești obosit? El a dormit în cărucior, doamne. Pe burtă, în cărucior. A dormit mult și bine. De se bagă aici, mă. Am dat asta în zonă. Dar uite că trebuie și aici jos. Prință, tati. Aici se bag un hoț. Hoț? De unde avem hoț? Stai că trebuie de la Lego. 13, 15, 14, 16. 13, 15. De la masinuțe. Ah, ok. Uite, îți punem și semnul. Tati, ce se bagă aici? Ce se bagă? Unde culorile? Uite-le! Da, ai răbdare că le puneți pe alea. Asta e produsul final? Uite aici. Mami, povestația mea e gata! Ai, e gata! Stai să vedem. Stai să facem o probă. Aș putea spune că dimensiunea este perfectă, având în vedere spațiul pe care îl mai avem. Lasă, mă! Păi de ce este asta? Mama, ce era asta? Bine! Tati este a mea și mă joc eu cum vreau. E a mea și mă joc eu cum vreau. Ai dreptate, tati, joc eu cum vrei. Haosul de acolo a dispărut în mare parte, m-am de aruncat doar astea și de dus șosetele la locul lor în dulap. Și da, stăm și ne relaxăm. Da. Mai bem din cafea o rămasă de azi dimineață. Normal. Sunt curioasă să beți și voi eu până seara târziu cafea sau după ce stă câteva ore o aruncați și vă faceți alta sau nu mai beți. Pentru că mie îmi place să beau cafea rece și la miezul nopții. I'm playing life, mă rog, I'm playing for you. What's going to for you? De unde mai știi și asta? I'm playing for you. Dar de unde știi de asta, what can I do for you? La discoteca. La discoteca? La discoteca? Ce discoteca? Ce te uiți acolo? Ce e la televizor? Darts. Darts? Da. Ce e la tati? Snow? Snooker. Să vezi cum ce pe țară. Dragilor, ne-am pus în formulă completă să ne uităm la Ice Age. Este la televizor. Stăm toți trei aici, atăluniți pe canapia. Mai durează o oră, după care mergem la baie, ne spălăm, ne schimbăm și mergem către pat pentru că sunt atât de obosită, de nu mai pot, abia aștept să dorm. Și mâine vreau să ne trezim iarăși destul de devreme, nu vreau să dormim toată ziua și să lenevim. Poate ieșim pe undeva. Dar dacă nu vă mai arăt nimic din ceea ce facem mâine, eu vreau să vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Mă bucur că ați fost și în filmulețul de astăzi alături de noi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, să vă abonați canalului dacă nu ați făcut-o deja. Și până data viitoare, vă pup! Pa!